Farul Constanța joacă duminică în deplasare cu FCSB. Echipa constanțeană va disputa o partidă greu de câștigat. Marinarii vin după înfrângerea din etapa trecută cu FC Argeș, echipă clasată pe locul 7, iar nevoia de puncte își va spune cuvântul pe teren. Pentru meciul cu FCSB, atacantul Gabriel Iancu și mijlocașul Andrei Artean sunt suspendați din cauza cartonașelor galbene, iar mijlocașul Dragoș Nedelcu nu va juca împotriva fostei sale echipe din cauza convenției dintre cele două formațiuni. Managerul tehnic Gheorghe Hagi susține că urmează cele mai importante partide pentru Farul, dar și cele mai grele cu adversari puternici. Cu aceeași mentalitate, cu aceleași gânduri de a încerca să facem fotbalul nostru, știm doar că adversarul sunt adversari care cu siguranță o să joacă fotbal, vor fotbal și ies la joc și o să fie foarte greu. Dar mergem cu optimism, cu încredere, că putem face lucruri foarte bune și nu doar atâta, avem și nevoie, vrem să producem rezultate, puncte, pentru a rămâne în lupta pentru a intra în play-off.